A fost. Da, a fost. A fost cum n-am mai fost. Va fi cum nu vom mai fi. Suntem așa cum ne-am dorit. Privind la-i noștri fii, oamenii fericiți și sănătoși, drepții dintre toți și bucuroși, într-o țară noastră, pe deplin, cu drepte fapte și îndrăznețe, fețelor înțelepte, unde toată lumea spre ei vrea să se îndrepte, să afle cum au reușit și nici n-au chinuit să ajungă în culmile înalte fără să învețe. I-am privit ieri cum mergeau țanțoși spre a lor statuiete, în mâini cu niște paiete. Când unii, părinții și bunicii ni chinuiau, strângeam din dinți, cu burta pe cate ne puneau, mă și reușeau să depășească sărăcia, chiar dacă trăiau în România. Stop, stați fraților că am luat o razna. Devenind brusc un ideologist cu doctrină de comunist, ce are față umană. Cine dracu mai ascultă azi doctrine? Cine mai urmează ideile bune? Nici pruncul nenăscut nu mai e ce a fost. Să stea el cu minte la sânul mamei să fie alăptat? Nea. Vrea biberonul laptelui praf și direct tableta pusă în nas. Copilul să asculte de părinți? Elevul să-l înțeleagă pe profesor? Profesorul să respecte pe director? Care la rândul lui să se supună domnului ministru? Povești de a adormit mume bătrâne și moșnegi. Picăm în ridicol în fața tuturor dacă noi, analfabeții, nu-i corectăm verbal, înscris încă nu știm, pe proștii ce-au rupt băncile să ne educe acum pe ei noștri. Și când să le vină rândul, le-au luat locul șacalii, dihorii din primării, deștepți din consilii, doctorii, docenți, care au mintea odihnită, aranjată, chitită, între timpan și ureche, privindu-i când ajung în fața unei cărți, la impresia că au învățat să citească printr-un perete, de unde nu s-au văzut literele poetului fără pereche. Dar e bine, e încă bine. Vorba aceea, unde-i multă carte, e și prostie. Măi să fie, ce s-a ales din tine, dragă Românie. Și acum rememorez mințile luminate cu lanterna ce au făcut parada modei ieri, să ne învețe cum să aprindem în fața eroilor ce au murit în țara asta lumina.